lăsarea unei moșteniri de familie, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Matei 6,20. Îmi priveam copiii adoptați cum creșteau rapid, fiind prea mari pentru hainele și jucăriile pe care le aveau. Mă întrebam ce le va rămâne din copilărie atunci când vor ajunge adulți. ADN-ul îl aveau de la părinții biologici, deci înălțimea mea, părul meu creț sau simțul meu neobișnuit al umorului nu aveau să le transmită copiilor lor. Da, dar vor fi rețete de familie și tradiții de sărbători pe care le vor prețui pentru totdeauna. Cu siguranță, cu toți ne facem amintiri care să ne rămână pentru eternitate. Poate că voi fi capabilă să îi las fiecăruia o mică moștenire financiară, dar acest lucru depinde foarte mult de circumstanțe, indiferent cât de sărbâncioasă aș fi impunerea deoparte a banilor pentru viitorul lor. O boală sau un impas economic ar putea consuma toate acele economii strânse cu greutate. Și în plus, voiam ca ei să învețe cum pot fi independenți, să fie în stare să se întrețină prin muncă și o viață trăită înțelept. Iar ceea ce voi fi în stare să le las eu, să fie un bonus. În timpul unei vizite la noi, mătușa Francie, sora mamei mele, mi-a împărtășit una dintre amintirile ei preferate din copilărie. Când era foarte mică, Francie a intrat în dormitorul părinților ei, bunicii mei, și i-a văzut îngenunchiați în rugăciune lângă pat. Tabloul i-a rămas ancorat în memorie pentru mai mult de 80 de ani. Ei, aceasta este moștenirea pe care aș dori să le-o las copiilor mei. Sper să urmez tradiția familiei și să le transmit copiilor mei exemplul unui părinte credincios, care petrece timp în rugăciune, prețuiește Scriptura, practică iertarea, îl onorează pe Dumnezeu, exprimă dragoste și compasiune și își ia timp pentru închinare. Nu va fi doar moștenirea lăsată de mine copiilor mei, ci aceea lăsată mie de către mama și mătușa mea. Este aceeași moștenire pe care mama și sora ei au primit-o de la părinții lor cu 8 decade în urmă. Este o moștenire imună la boală și la criza economică, nici chiar moliile, paraziții sau hoții nu o pot fura, pentru că este depozitată în misteriile din inima copiilor noștri. Doamne, îți mulțumesc pentru exemplul unor părinți și bunici credincioși.